Bine v-am regăsit la ziua de luptă și astăzi vom avea un, uh, un, clip de reacție și este o poveste foarte interesantă pe care, de care mi-am cu foarte mult drag, mai ales că s-a întâmplat acum cu, cu s-a întâmplat cu multă vreme în urmă și are o încărcătură emoțională deosebită pentru mine. O să reacționăm la meciul lui Cătălin Smărândescu împotriva lui Strmonia. A fost un meci de la un meci care s-a desfășurat la, sl la Split, în Super Combat, era o perioadă mai ciudată și pentru mine și pentru Cătălin și a mers la, la Split, chiar am mers așa într-o într poveste în care nu ne așteptam, uh, nu ne așteptam decât să se întâmple lucruri bune. Edi Irimia a fost atunci uh, a fost cel care a făcut posibil acest lucru și pentru care, pentru lucru pe care, pentru care sunt în continuare recunoscător, pentru că știe el foarte bine de ce, poate într-o zi o să vă povestească el, uh, eu îi sunt recunoscător pentru ce a făcut în acel moment pentru prietenul meu, Cătălin Smonendescu. Am fost la colțul lui Cătălin la acest meci și haideți să vedem ce s-a întâmplat și apoi vă explic de ce este așa de important acest meci. Cătălin uh, de bea reușise să se pună în formă, era o perioadă grea pentru el, Existau și ceva sponsori în perioada respectivă pentru Cătălin. Stermonia era un kickboxer. Cătălin era foarte atent la ce se întâmplă. Așteaptă, pândește, intră la picioare. Urmează un slam și imediat după un slam Cătălin intră în control lateral și uh, urmează ground and pound, aici cred că încerca practic să-l preseze și să, da exact, se ducea pentru ground and pound pentru ceea ce îi plăcea lui cel mai mult să facă, Strimonia se întoarce, Cătălin îl vânează pe toată suprafața uh, ringului, îl controlează la sol, încearcă să desfacă priza, iar la un moment dat Strimonia renunță. a discutat mult despre ce s-a întâmplat acolo. Stremonia spune că ar fi fost uh, lovit în ceafă. De fapt, nu a fost lovit în ceafă, ci a fost uh, slemul lui Cătălin, pe care o să-l vedem ușor în reluare. Bine, aici a fost un și un moment ciudat, că în momentul în care a intrat doctorul, l-a lovit și cu, uh, și cu acea valiză în cap pe, pe strămonia, Nu cred că se vede foarte bine în momentul. Când au intrat, au aruncat valiza repede, valiza pentru îngrijiri medicale. Deci să vedem ce a făcut Cătălin. Intră la picioare, îl prinde pe strămonia, și urmează dintre tehnicile sale favorite. A fost un slam foarte frumos. Trămonia ați văzut că nu și-a ținut capul suficient de bine. S-a lovit cu ceafa de podea. De ce este atât de important acest clip pentru mine? Pentru că o seară înainte eram în autocar, mergeam spre Split și ne plictiseam foarte tare. Știți, când, se, când este noapte și nu poți să dormi și trebuie să stai de vorbă și deja ai stat de vorbă vreo zi și ceva pentru că era o călătorie foarte lungă. Ne uitam ne uitam Cătălin la un match mai vechi al lui de la un campion, de la o gală de ușu, care el a luptat împotriva, nici mă știu împotriva cu ea, a luptat, dar cu siguranță a fost, a fost o gală China împotriva României. Și Cătălina a făcut atunci un slam și a câștigat prin slam. Și am spus, vezi că mâine o să câștigi prin slam, mâine, peste două zile, o să câștigi prin slam cu, uh, cu strămonia. Și cum adică? Păi, o să vezi că o să câștigi prin slam. Nu știu dacă Cătălina a încercat să mă asculte pe mine și să fac acest, acest slam special pentru că îi mi ideea respectivă sau pur și simplu a mers. Cert este Că era era una dintre tehnicile sale favorite. Această intrare la două picioare și și slamul, o făcea foarte bine, Cătălin are o forță fizică incredibilă. Incredibilă niște picioare extrem de puternice, un spate foarte puternic, brațe foarte puternice. Iar în momentul, uitați că de sus era Stremonia, iar de aici s-a dus direct în podea. Haideți să l vedem totuși pe pe video cum cade. Bum, direct în ceafă și dacă vă uitați cu atenție, Stremonia nici nu prea știa foarte bine să cadă. A pus mâna înainte într-o manieră care putea să-și accidenteze foarte tare la mână. Dacă o adăugăm la asta și faptul că Cătălina a făcut practic un salt pentru că s-a aruncat peste stremonia în momentul în care a ajuns la podea și l-a controlat în continuare, puteți să vă închipuiți cam ce s-a întâmplat în momentul în care stremonia s-a lovit cu capul de podea. ne a spus că Cătălin va câștiga prin slam acest meci. A câștigat prin slam, bine, a mai urmat ceva ground and pound după aceea, Stremonia a acuzat că ar fi fost lovit în ceafă, el a simțit loviturile în ceafă, aici Cătălin nu a lovit clar în ceafă, a lovit peste ureche, ceea ce este permis conform regulamentului de MMA, dar uh, căzătura în cap a fost cea care, uh, care a încheiat. Uh, ostilitățile. A fost o victorie foarte, foarte frumoasă pentru, pentru Cătălin. Au fost câteva momente foarte, foarte plăcute pentru el, pentru că a intrat, pentru că a intrat în, în ring cu tricoul cu tricoul lui Florin Cernat, care a antrenat atunci la care juca atunci la Split, sala a sărit în picioare pur și simplu în momentul în care l-au auzit pe l-au -au văzut pe Cătălin cu tricoul lui, lui Florin Cernat și au fost susținuți foarte mult și mai ales că înainte de meci eu nu-l cunoșteam pe antrenorul lui Strămonie și am spus să vezi cum o să fie tot publicul de partea noastră pentru că era scandal între, să război între cele două țări s-a uitat foarte ciudat la mine și apoi a venit Cătălin Linja a câștigat prin slam, iar sala uh, era foarte, foarte fericită. Adică dacă mă găsesc și pe mine în clipulețul acesta, pentru că s-ar putea să fie, s-ar putea să apar și eu. Ah, da, dacă recunoașteți acest personaj, uh, poate că... Da, într-adevăr, mă, mă regăsesc și eu în acest clip. Aici era Virgil Fâșie, maestru Fâșie, cum este el cunoscut, care l-a întrebat pe Cătălin în perioada respectivă. Acesta este tricoul lui Florin Cernat și aici cred că m-am ascuns pe mine cu propriul meu, uh, cu propriul meu uh, clip. A fost foarte, a fost foarte frumos meciul. Eddie Rimia a făcut posibil acest meci. A fost o victorie senzațională pentru, pentru Cătălin. Da, aceasta este o reacție la, la un meci la care am fost și eu implicat, nu chiar direct, dar un meci de care mă amintesc cu foarte multă plăcere, acea, acea expediție în, în Croația pentru noi a fost o mare bucurie, s-a terminat cu bine și sunt foarte fericit că s-a întâmplat acest lucru. Nu uitați, dacă v-au plăcut aceste clipuri, să vă abonați la canalul de YouTube, să, dați, să apăsați pe clopoțel și de asemenea nu uitați să intrați pe rmma.ro pentru a vedea astfel de clipuri și pe viitor. Repet, nu, nu, dețin, nu dețin drepturile de autor ale acestei, ale acestei filmări, dar am folosit-o ca o reacție, nu facem bani din, din, acest, din acest canal, este doar o reacție și a conform regulamentului YouTube pot să folosesc astfel de imagini pentru a putea să pentru a putea să fac o reacție. Nu uitați să vă uitați la clip și de asemenea să-mi comentați ce meciuri vreți să vedeți sau ce momente interesante vă plac și vă doriți să aflați mai multe detalii și voi reacționa și sper să vă mulțumesc să vă mulțumesc cu răspunsurile mele. Până data viitoare, la revedere!